Revenirea la obiceiurile pandemice, Europa este ca în pandemie, zboruri anulate, granițe închise și vacanțe distruse. Discutăm și despre activități suspendate. Victor Ciutacu a făcut o analiză amplă despre acest subiect, este alături de noi chiar acum. Te ascultăm, Victor. Pe măsură ce conflictul armat din Orientul Mijlociu se lungește, Europa începe să revină, pas cu pas, la măsuri drastice, restricții și condiționări. Se propune, taman când să băgăm și noi capul în poza de grup, suspendarea acordului Schengen. Se închid frontiere de stat, se anulează curse aeriene, se compromit vacanțe, se suspend activități, se limitează întrunirile publice, se încearcă ținerea populației închisă în case. Mai mult decât atât, rețelele sociale instituie oficial cenzura pe delicatul subiect al măcelului între Hamas și Israel. Când s-a mai întâmplat asta în istoria recentă? Fix în pandemie. De fapt, dacă stăm să ne gândim bine, traversăm o nouă pandemie, cea a spaimei. Lumea trăiește cu frică. Dacă vrei să faci un experiment social cu riscul de a produce o explozie de infarcturi, du-te undeva în mulțime, să zicem un metrou, și strigă din toți bojocii Allah Akbar. Omenirea a traversat o lungă perioadă de liniște și, dacă nu neapărat de belșug, de lejeritate financiară și de mișcare. Odată cu explozia COVID, urmată de războiul din Ucraina și de cel din Orient, s-au terminat distracția și traiul bun. Și abia acum începem să realizăm ce am avut și ce am pierdut.